Din fața bisericii Sfântul Dumitru, în nordul regiunii Kosovo, poți să vezi tot orașul Mitrovica. Este străbătut de un râu. Un pod, gândit să unească cele două maluri, le desparte. Apa este adâncă. Și, la fel de adânci, sunt și resentimentele care despart cele două părți ale orașului, cea albaneză de cea sârbă. Partea albaneză a orașului Mitrovica este în sărbătoare. Pe 17 februarie anul acesta, Kosovo și-a proclamat independența de Serbia. Acum arborează un nou steag. A fost o mare sărbătoare. Nu am fost niciodată mai fericit. De partea cealaltă a podului, în nordul orașului, sârbii rămân atașați sentimental și financiar de Serbia. Nu interesează un Kosovo independent. Nu-i decât o bucată de hârtie care nu aduce nimic bun. Noua Constituție din Kosovo garantează drepturile minorităților. Sârbii din Kosovo pot avea dublă cetățenie și legături strânse cu Belgradul. Pot chiar să voteze în alegerile generale din Serbia. Ceea ce nu schimbă poziția sârbilor cu care am stat de vorbă. Constituția ar trebui să fie pentru toți. Actuala este semnată numai de o parte. Mai mult de 200.000 de sârbi au plecat din oraș din 1999. Atunci, țările NATO au lansat un bombardament pentru a pune capăt campaniei de epurare etnică lansată de liderul sârb, Slobodan Milošević, împotriva albanezilor. Astăzi, 90% din locuitorii regiunii sunt albanezi și nimic în lume nu mai poate reconcilia pe sârb cu albanezi. Suntem în continuare Serbia, rămânem în Serbia și o să fim mereu în Serbia. În pregătirea acestui reportaj, partea albaneză a echipei noastre de filmare nu a trecut pe malul celălalt, de teamă. De aceea, de partea cealaltă, sunt așteptată de o echipă sârbească. Din păcate, pentru ambele părți, podul este locul unde se concentrează toate tensiunile, ceea ce ne-a obligat să ne mărim prezența în zonă. Colonelul Besim Hoti este membru al serviciilor de poliție kosovare. Ne preocupă siguranța și securitatea populației. Aici au loc multe ciocniri, mai ales se aruncă cu pietre în mașinile cu numere de înregistrare kosovare, care trec din sud spre nord. Albanezii din nordul orașului Mitrovica trăiesc în acest cartier, enclava celor trei turnuri, și se folosesc de un pod separat numai pentru pietoni ca să circule dintr-o parte în cealaltă, protejați de propriile gărzi din cadrul Națiunilor Unite. Ambele comunități sunt protejate de o miriadă de prescurtări, un mic KFOR și KPS, poliția din Kosovo. În capătul străzii, lângă pod, sârbii urmăresc cu atenție ce se întâmplă de pe terasa unei cafenele. Ironia face să se numească Dolce Vita. Observă cine trece podul și au motive. În martie 2004, un grup de albanezi a dat năvală peste pod. Au dat foc la case și la o biserică. În urmă au rămas 22 de sârbi și albanezi morți. Două religii, două limbi, două priviri asupra lumii. Albanezii din Kosovo rămân pro-occidental convinși. Mulțumim Americii și țărilor din Uniunea Europeană că ne-au eliberat și ne-au dat independența. Sârbii din Kosovo văd lucrurile cu totul altfel. Internaționalii de aici nu au construit nici măcar o fabrică în 10 ani, dar ne vorbesc despre drepturile omului și democrație. Gizim Latifi are 21 de ani, este un muzician talentat, cântă cu filarmonica din Kosovo. În vârstă de 14 ani, Nevena Bosović a luat locul 3 la concursul Eurovision pentru tineri anul trecut la Rotterdam. Gizim este albanez. Nevena este sârboaică din nordul orașului Mitrovica. Întrebarea este dacă și această generație de tineri va rămâne prizoniera istoriei sau va fi în stare să creadă într-un viitor mai bun. Istoria ne învață că regiunea Kosovo ne-a aparținut mereu și nimic nu o să se schimbe, cel puțin în inima noastră. Albanezii sunt aici de veacuri, între primii, în timp ce sârbii au venit din Rusia.
Rusia. Nu o să acceptăm niciodată, chiar dacă ni se spune că suntem încă tineri și că nu înțelegem istoria, însă noi știm că nu este corect. O să le întindem totuși o mână sârbilor, chiar dacă mereu noi am fost victimele. Așa s-a scris istoria, dar cred că vom ajunge la armonie, dar va dura. Probabil că va dura.